Povestea Crăciunului e cunoașterea lui Isus. Într-o zi, un înger s-a coborât la Maria și i-a zis să se ducă să nască pe Mesia în Betleem și s-au dus și au căutat multe locuri unde poate să nască și... Într-un final, Iosif și Maria au găsit un... Un fel de grajd, unde se nasc animalele. Și câțiva îngeri s-au arătat la păstori. Era o lumină de nu mai puteau vedea și după au deschis ochii și au văzut că au venit îngerii și le-au dat vestea. Un înger i-a zis, nu vă temeți că vă aduc o veste bună. Și îngerii le-au cântat și după aia ia păstorii au plecat la iesle. Și magii au văzut steaua și au crezut că el se află la palat. Și Irod le-a zis că dacă îl găsesc, să-i dea și lui de știre, să meargă și el să se închine. Pentru că Irod vrea să omoare toți copiii. A vrut doar să scape de el, ca să nu devină împărat. Vrea să rămână el rege. Și s-au ghidat după stea până la iesle. Și magii l-au vizitat. Au adus niște daruri lui Isus. I-au adus aur, smirnă și tămâie. Aurul e ceva prețios, smirnă și tămâie, habar n-am. Îs darurile de la magi. Și au mai venit și îngeri. Un înger i-a apărut la Iosif în vis. Și a spus să plece din țară. Și a zis să meargă în Egipt, ca Irod să nu-l omoare pe pâncul Iisus. Era un bebeluș. Cel mai mult ce îmi place din povestea Crăciunului este faptul că Iisus a născut într-o iesle și nu a venit într-un palat, deoarece el era regele regilor. Partea mea preferată din sărbătoarea de Crăciun e că pot să merg să răspundesc vestea că Iisus s-a născut. Că sărbătoresc timpul cu familia și mă duc la colinde. Ne bucurăm că atunci s-a născut Domnul Iisus. Domnul Iisus a venit și ne-a salvat pe noi.